Bună seara, bună seara tuturor, Victoraș Pârșean. În această seară vom vorbi despre o poză care poate ați au văzut-o de multe ori, nu am explicat-o până acum niciodată. Această poză cu viața noastră, care o vedem la microscop, viața reprezintă sângele nostru și aici spune dacă ai trăit o viață și sângele a fost gros, înseamnă aciditate, boală, dezechilibre și toate bolile pământului, cum s-ar zice. Dacă pH-ul este 7,34, 7,43, sângele este puțin alcalin și atunci dacă sângele este fluid, avem o viață longevivă, avem o viață sănătoasă, ne bucurăm de viață. Ca să te bucuri de viață, ieri am vorbit despre esența vieții. Așa că astăzi, bine ați venit, bună seara, astăzi o să facem câteva experimente împreună, să dovedim fără cuvinte, pentru că avem scule. Am pus aici apă pură, H2O, și aici unde am scris apă vie, am pus din același, din aceeași carafă cu apă, am pus apă, apa înseamnă H2O, și bineînțeles că folosim apă de la bidon, apă foarte alcalină, aici vedem, scrie 9,4 pH, pentru că mi s-a spus un lucru simplu. Dacă sângele tău este un sânge gros, bea un lichid foarte alcalin și dacă lichidul este foarte alcalin, am încercat să pun așa cam la același nivel, cred că am reușit, aproape, și ți se spune că dacă ești acid, trebuie să bei apă alcalină. Dacă ai sânge gros și vei bea apă alcalină, vei face sânge fluid. Vei fi sănătos sau îți vei recupera repede sănătate. O să vedem adevărul în această seară, pentru că avem scule și știți că eu sunt un iubitor al adevărului și cred că și tu, dacă ai fi minținut, nu ți-ar convine, mai ales când îți dai seama că ai fost minținut, nu-ți convine deloc. Și măsurăm cu un TDS metru, adică acest lucru, acest instrument care îl folosim la măsurat, ne ajută să evidențiem. Așa se întâmplă, suntem în direct, nu ne supărăm, bine ați venit. Evidențiem total substanțe prezente în apă, substanțe prezente în apă, poate să fie substanțe minerale, sau poate să fie substanțe care sunt sub formă de gaz, care se evaporă. Deci, total, per total, măsoară un total. Dumneavoastră, când citiți pe etichetă, scrie acolo rezidul sec sau rezidul total, total mineral, rezidul fix, când apa ajunge la 180 de grade, ea se evaporă și rămâne o cenușă. Da? Bun, haideți să nu stăm prea mult la discuții, că dumneavoastră ați mai văzut aceste lucruri care eu le fac. Deci, pornim. Zero. Nu am nimic dizolvat în acest pahar. Da? La fel, la apa vie, vedeți, am aceea sursă de apă, tot zero. Și, bineînțeles, că în apa plată, unde am scris aici P, mestecăm, vedeți, nu este nimic, apa este, cum să zic, este la fel, este limpede, 139, 34, mă scuzați, l-am văzut pe invers. Bun, nu este nicio diferență dacă vă uitați, apa este limpede și într-o parte și într-alta, avem apă plată și apă. Diferența este că aici nu este nimic dizolvat în ea, la măsurătoare. Și aici este ceva, dar care nu vedem. Acum o să facem apă vie. Apa vie nu o găsiți pe nicăieri, decât trebuie să vă pregătiți dumneavoastră acasă. Cum se face acest lucru? Foarte simplu, folosim plante. Aici am pregătit un ceai care eu l-am găsit prin casă. Vedeți, este un ceai, scrie pe el măr și migdal.
o combinație. Dacă eu miros aici, acest ceai are un miros că, vai, dacă ai, dacă ai pune în șifonier acest ceai, ar mirosi hainele tale extraordinar și n-ar mai trebui să dai cu ceva toxic pe piele când pleci de acasă. Deci nu există firmă care să scoată un parfum mai frumos. Bună seara! Înainte să folosesc acest ceai, bună seara, bine ați venit! Domnul Daniel, ne bucurăm că ați venit! Am să folosesc un pH. Un pic acum nu am calibrat atât de bine pH-ul, dar nu asta contează. O să vedem așa cum este el acum. Da? O să măsurăm pH-ul apei. De fapt, măsurăm, așa cum se spune, concentrația ionilor de hidrogen prezenți în acest pahar. 6,6. Da? Un pH neutru, între 6 și 7 avem un pH neutru, apa curată. Acum, pornim de aici și ne ducem la apa plată cu pH de 9,4. Așa cum a spus voi aseară, ați vrea să beți o apă cu pH mai mare de 7. Și apa plată la noi aici, în acest moment, n-am dat drumul la aparat, am dat drumul acum. Mă rog, s-a oprit el. Avem un pH 10,4. Da, 10,4. Acum, ca dumneavoastră să vă alcalinizați, ați folosi 10,4 sau ați folosi 6,6, cât era aici, pH? Bună întrebare! Dar acum este acum. O să facem ceva care doar Dumnezeu ne poate explica ce facem acum. Noi acum facem apă vie. Da? Din apă, care e aceeași apă, cu pH de 6,6, o să punem uitați, plântuțe aici, avem măr împreună cu ceva plântuțe și cum mai scrie aici se spunea migdale. Dacă nu o să fiu mulțumit, o să mai folosesc un alt ceai. Dar, surpriză, culoarea apei se modifică. Asta înseamnă că apa în acest moment are capacitate să absoarbă din aceste plântuțe și apa își schimbă culoarea. Haideți să vedem cât avem aici săruri prezente. Sărul prezent în apă, puțin, dar totuși sunt vizibile. Ia să văd și în partea asta altă. Aha! Mai am un ceai aici făcut. L-am macerat de câteva ore și aici se vede mai vizibil, că ia uitați-vă, are 142, da? Vedeți că s-a schimbat la culoare, într-adevăr am pus mai mult, aici are mai multe flori, așa și așa, dar să mai continui să mai pun puțin,
că am pus foarte puțin acolo, acum văd. Da? Mai pun câteva flori. Încă o mânuță. Lăsăm puțin să acționeze. Bun, în acest moment verificăm cât are în acest moment ceaiul. Deja puteți observa că culoarea s-a schimbat. Clar, culoarea s-a schimbat. Și avem 85. 85. Se vede? E greu să iau. Vedeți și dumneavoastră? Se vede, perfect. A, se vede. Se vede, da? Deci, hai să tragem o mică concluzie. Avem așa. Avem apă. H2O, fără nimic dizolvat în ea. Avem în această apă, am pus plante. Ele de ce sunt vii? Pentru că n-am făcut ceaiul prin fierbere ca să le distrug enzimele. Vă rog, încă o dată, vă rog, ceaiul îl puneți de seara până dimineața și dimineața la ora 11 beți un ceai la o gustare. Puteți să încălziți puțin ceaiul dacă este frig afară, dacă la temperatura camerei este foarte bun. Sau îl puneți de dimineața și îl beți după amiaza, ceaiul de la ora 5. Da? Și în felul acesta dumneavoastră beneficiați de toate mineralele. Dar important, de ce este apa vie? Pentru că nu ați distrus enzimele. În momentul în care luați semințe și le coaceți, le prăjiți, când le puneți în pământ, mai răsare ceva? Bună seara! Nu! De ce? Păi prin prăjire sau fierbere s-au distrus enzimele din ele, mă rog, și viața din ele nu mai, gata, nu mai are ce să lăsare. Ele nu mai pot da viață mai departe, pentru că noi le distrugem viața. Și atunci, dragilor, dacă noi nu respectăm viața, atenție acum, dacă noi nu respectăm viața plantelor care au fost să ne hrănească, cum va arăta viața noastră? Sânge gros sau sânge fluid? Gros. Felicitări. Ați văzut legătura? Mort. Deci, nu mai distrugeți ceaiul dacă vreți să-l beți. Faceți-l la macerat, mărunțiți toate plantele, ori cu mânuța dumneavoastră, ori cu o râșniță care doar se face zât, zât. Da? Să nu țineți acolo mult să se învârtă, să se încălzească. Decât așa câteva secunde. În cazul plantelor... În cazul plantelor verzi, proaspete? Păi în cazul plantelor verzi, astea le puneți tot așa la macerat. Dacă vreți, cel mai bine ar fi să le... Rupte? Da, rupte, mărunte și da? Făcute așa, zdrobite și apoi puse în apă de seara până dimineața, da? Sau de dimineața până seara, ca să puteți să luați un ceai și aveți gusturi. Nu trebuie să mai puneți nimic, zahăr sau miere, pentru că rămâne, se păstrează gustul. Ca să vedeți acest experiment și să-l înțelegeți, faceți în această seară o limonadă și apoi fierbețul. Da? O limonadă. Puneți lămâie, puneți acolo miere. Și apoi aduceți-o la 100 de grade, după 90 de grade apa știm cu toții că începe să fiarbă și distrugeți. Mierea e toxică, ceaiul este toxic. Eu nu sunt expert în ceaiuri, dar am auzit experți în ceaiuri. Cu mâna pe inimă vă spun, nu sunt expert în ceaiuri. Eu beau ceaiuri, nu sunt expert. Dar am auzit experți care au zis așa. După ce fierbe, după ce a început să fiarbă, trebuie să numeri până la 18. După 18, iei pui capac și iei de pe foc. Pentru că atunci se fac uleiurile volatile în acel ceai.
Dragilor, gândiți-vă numai puțin. Ați distrus viața plantelor ca să beți cât ulei esențial iese acolo din ceaiul tău dintr-o linguriță. Dragilor, există acum la Plafar sau sunt firme specializate care fac la sticluțe mici esență de ce vrei tu și îți dai pe corp și se asimilează. De ce trebuie să fierbi, să strici viața plantei? Eu n-am înțeles asta, dar voi înțelegeți asta. Nici eu n-am știut, dragilor, așa am făcut și eu ceaiul. Și în această seară, în fața dumneavoastră, avem apă vie. Un ceai gata, făcut. Acum măsurăm parametrii. Așa cum am văzut, dăm la o parte apa care am folosit-o, pH 6,6, da? Și măsurăm din nou pH-ul de data aceasta la ceai. Dacă avem apă cu pH de 10,4, aici am avut apă cu 6,6 și am pus plante. Cât credeți voi că este acum pH-ul? Se apropie de pH alcalin sau acest lichid o să fie acid? Păi în funcție de ce implantă. Felicitări! Este prima oară, n-am făcut acasă acest lucru, plantele acestea au fost sigilate și haideți să vedem aceste plante care noi le-am pus. Am plecat de la pH de 6,6 în apă. Și acum vom vedea. Și am ajuns sub pH de 6,6. Da? 6,55. Ok, deci mai scade puțin pH-ul. Și foarte bine ați spus voi că în funcție de plante, acum este 6,4. Ok. Și ca un ceai să fie de bună calitate, ce se mai pune în ceai? Puțină? Miere. Lămâie. Lămâie. De albine. Așa cum am spus voi, acum o să folosim lămâie. Întrebarea mea este așa, dacă pun lămâie în acest ceai, va crește pH-ul sau va scădea? Va crește. Pentru că e acid, va crește, nu? Scade. Aul. Când e acid, scade. Bun. Voi acum ați spus la fel cum a făcut un judecător. Doi oameni s-au dus la judecător și unul a zis situația lui și a zice, aveți dreptate. Celălalt a zis și el situația lui, i-a zis și lui ăla. Da, și dumneata ai dreptate. Un om care era în sală acolo a zis, domne, stați puțin că oamenii ăștia au venit aici ca dumneavoastră să judecați corect. Păi da, zice, am judecat corect. Amândoi aveți dreptate. Așa că cel care a zis că crește pH-ul, ai dreptate. Cel care a zis că scade pH-ul, ai dreptate. Noi vrem să fim fericiți. Adevărul în această seară îl vei afla. Fii avem doamne, rezultate, nu dreptate. Da, noi avem rezultate, nu dreptate. Și uitați-vă acum cu picătură, cu picătură ce se întâmplă. Ia uite. În funcție de cantitatea lămâiei care îl punem. 6,4. 6,3. 6,2. Deci dacă este acid, scade. 6,1.
6. 5,8, 5,7. 5,6. Și am avut doar un guler de la lămâie, da? Foarte puțin aici ce am prins aici. Fără să mâncați lămâie, închideți ochii. Aveți gust de lămâie în cavitatea bucală? De ce? Pentru că sunteți ceea ce gândiți. Pentru că sunteți ceea ce credeți. Dragilor, am făcut un ceai extraordinar și cei care ați spus că acest ceai este alcalin, aveți adevărul în acest moment. Sculele arată că acest ceai este acid. 4,7. Doina, este acid sau alcalin? Acum e 1,6. E acid. Acid. Asta este. Că pH-ul înseamnă patria hoților. Acest ceai nu este acid. Dacă era acid, însemna că Dumnezeu, mai lăsați-mă puțin, însemna că Dumnezeu ne-a dat plantele ca să ne omoare. Pentru că, hai să facem puțin o medie. Acum e acum. V-am zis că cine are carte, are parte. În cartea Dr. Robert Morse veți afla științific care este explicația. Eu vă zic neștiințific, eu nu sunt un om de știință. Eu sunt un om simplu. Ia uitați-vă puțin. Dacă tu faci o medie, bună seara, bine ați venit. pH 7,4, sânge fluid. Și ai sânge gros, să spunem pH 7,2, să spunem. 7,2. Sângele se face un sânge gros, da? Cum ați văzut aici. Nu se încheagă, n-am ajuns la 6,9. Și gândește-te puțin. Poți să bei 2 litri de ceai? Sau poți să bei apă carbogazoasă sau sifon, care este o apă acidă? Nu. Poți să bei sucuri, 2 litri de suc în care bei acolo zahăr, 150 de grame de zahăr, cel puțin în sucuri carbogazoase? Ne. Oh. Sunt oameni care beau sucuri, sunt oameni care beau apă carbogazoasă. Eu beam între 4 și 6 litri de apă carbogazoasă pentru că mă bucuram că pot să beau apă. Acum o beam, acum ieșea dimineața. Acum beam și întrozneau toate oasele. Eu nu știam. Eu mă bucuram că beau apă, dar era carbogazoasă. Acum, avem în acest ceai cu pH-ul de, mai măsurăm o dată, 4,6. Ia uite. 4,6. Dacă eu beau zilnic acest aliment, este aliment acum, este viu, da? Ia uitați, am scris pe el, da? Viu. Este un ceai viu, nu l-am fiert. Și beau în sânge, am 5 litri, să spunem, de sânge, da? Eu sunt acid, sunt bolnav, da? Și eu acum mi se recomandă de un specialist să beau nu știu ce ceai. Bineînțeles că dumneavoastră când le fierbeți, e teroare, nu vorbim de fiert. Acolo da, acolo ați terminat cu ceaiul, e mort. Da? Vorbim în această situație, care noi am măsurat pH 4,2. 4,6, pardon, cât era. Scuzați. pH. Am ceaiul. Dacă noi facem o medie acum, 2 litri
de ceai cu 4,8 împreună cu 5 litri, 7,2, scade pH-ul mai mult de 6,9? Nu. Nu scade, o să crească. Bine, tu știi. Eu întreb pe oamenii care au măsurat aici, au văzut alături de noi. Dacă facem o medie, beau 2 litri de apă de ceai acid, cum a zis Doina, e acid. Scade pH-ul sângelui sau crește pH-ul sângelui? Dacă asta este acid, sângele meu deja este puțin, s-a acidificat, numai e 7,34, 7,43, sânge gros. Fac sânge mai fluid sau sânge mai gros? E mai fluid. E mai fluid. De ce? Pentru că e apă cu acid citric. Și acidul citric are alt rol decât apa carbogazoasă sau zahăr sau altceva. Vine de la o plantă vie. Și atunci face altceva. Doina. Și atunci aici am pH-ul de 4,6, cum am măsurat? Da. Nu e adevărat. Bine. Pentru mai multe detalii, vă rog să citiți cartea Dr. Robert Morse. În această seară o să vedeți adevărul cu scule. Și uitați care este adevărul. În mod normal matematic, dacă introduci un ceva acid, așa cum ai măsurat cu pH-ul, care este o păcăleală, la aparență aici, când ai măsurat în afara corpului, el îți arată pH de 4,6. Dar pH-ul, cum o să citiți în cartea Dr. Robert Morse, acest pahar cu un lichid viu, în care avem lucruri minerale organice, care au trecut printr-o plantă, planta a extras mineralele și le-a transformat prin fotosinteză, ele aici sunt 100% asimilabile în corp. Pe când ce am aici, uitați-vă, am aici săruri prezente care nu se văd. Sunt prezente și aici o să descoperim. Aici am pH-ul de 10 și aici am pH-ul acum de 4,6. E, acest pH de 4,6, fiind săruri minerale care se văd, organice, că astea se văd, atenție, astea nu se văd, acestea când vor intra în căldura corpului, în fermenții din corp, atunci se degaje ionii de hidrogen. Lămâia, într-adevăr, are pH-ul de 3,9 spre 4, când intră în corp se face 8. Așa că cei care au zis că aici este un ceai alcalin și voi ați văzut că era 4,6, voi n-ați văzut, dar ați crezut. Ferice de cel care a avut încredere că Dumnezeu nu ne omoară cu plantele. Voi vă omorâți cu mâna voastră că le fierbeți, le coaceți și le prăjiți și le distrugeți viața și dintr-un spanac de bună calitate, bio, acum zice că e biodegradabil, adică mănâncă-l cu pesticide. Și omul nu face diferență. Ideea este că dintr-un spanac fiert, tu faci oxalați de calciu și vei face pietre la rinichi, dacă mănânci într-una. Așa că, explicația este foarte simplă. Acest ceai, când a intrat în corp, El atunci degaje ion de hidrogen și pH-ul lui urcă la 8, 7, 8, 8,5, 9, depinde de ceaiul pe care îl folosești, așa cum a zis Doina. Felicitări, Doina! pH-ul este în funcție de ce pui aici. Dar toate plantele vor scădea pH-ul. Am alt ceai care l-am făcut, vi l-am arătat. L-am pus cu jumătate de oră înainte să încep emisiunea. Se vede foarte clar că este un pic o diferență. Mică diferență este. Eu o văd vizibil, mă rog, voi nu o vedeți prin cameră. Aici și aici am să mă răsor pH-ul. Bună seara! Deci un alt ceai. Vedem aici că pH-ul este 5,8. Vedeți? Și atunci e clar că în funcție de ceaiul pe care tu îl pui în apă.
în ambele pahare am avut apă cu pH de 6,6. Și aici am 5,8. Deci, vedeți, este evident că ceaiul aici a fost cu lămâie. I-am scăzut mult calitatea, dar i-am crescut calitatea, de fapt. Omul se sperie că măsoară ce este în afara corpului lui și el atunci ia o decizie conform sculelor de pH și zice, eu așa ceva nu beau. Făcând așa ceva, este de la Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea ca tu să faci sânge gros. Nu vrea să te omoare. Pentru că dacă faci sânge gros la 6,9, ai fi mort. Într-adevăr, acest lucru nu se întâmplă niciodată, chiar dacă tu bei apă acidă. Așa cum a spus Doina, explicația este foarte bine, pentru că îți fură calciul din oase și acel calciu limpezește sângele, pentru că calciul din oase este alcalin și atunci ți-l extragi din oase, ți-l duci la rinic și acolo faci piatră. Hai să vedem acum, strecurăm acest ceai. Deci dacă vrem calciu, lingem pereții ca să avem calciu, nu? Da. Da, dacă ai nevoie de fier, iei un fier în gură și ai fier, nu? Bine, deci în acest moment... Pune pilitură de fier în apă. Da, în acest moment mai verificăm o dată ceaiul, încărcătura cu minerale, acum vedem, 331, uitați-vă, s-a făcut gata ceaiul, 330, îmi pare rău că l-am urdărit un pic cu... Am mai fost pe aici. Ștergem un pic. Curățăm. Ca să nu influențăm apa. Și apa, vedeți, n-am influențat-o. 134. 134. Deci, uitați acum ce simplu. Aici am minerale. Vii, pentru că am făcut în fața dumneavoastră un ceai. Dacă miroase extraordinar, deci așa miros, așa gust, extraordinar. Nu-ți trebuie miere, nu-ți trebuie îndulcitori, ștevie sau altceva. Și aici am ceva minerale, dar nu se văd. Pe etichetă mi-a scris acolo că există bicarbonat, ce mi-a scris aici pe etichetă, de fapt spune HCO3. Mulți dintre voi nu știți că este bicarbonat, calciu, mai scrie că este natriu, potasiu, rezidul total 160, noi am găsit că în apă este 133, deci este mai curată apa față de ce scrie aici pe bidon. pH de 9,4 scria pe etichetă. Noi am măsurat pH-ul de 10,4. Asta înseamnă că s-au jucat cu bicarbonatul, au pus puțin mai mult, treaba lor. Probabil că așa este, probabil că nu este, dar acolo este scrisă formula. Noi am înțeles formula. Acum, haideți să vedem ce ne oferă viitorul. Ne oferă viitorul. Dacă bem apă alcalină, ne alcalinizăm, sau dacă bem apă alcalină, ne otrăvim. Am dat drumul la aparat, vedeți? Aparatul funcționează în ambele pahare. Am arsigurat. E prea concentrat ce-i. Nu mai merge experimentul. Deci acum văd că funcționează. M-am speriat. Dar oricum o să fiu așa precaut. Merge. Acum este acum, pentru că ce era prezent în apă nu se vedea și noi beam un rezid foarte toxic. Hai că funcționează. Dacă se arde, se arde din nou. Asta e. Sperăm să meargă. Ce facem acum prin electroliză? Se spune că, domne, cine se joacă cu electroliza în apă, vă păcălește, că vă arată că mineralele sunt minerale. Nu contează. El vă arată acolo că apa sunt minerale, deci alea sunt benefice. Ia uitați-vă puțin, dragilor.
Aici erau minerale prezente, dar nu se vedeau. În ceai erau minerale, dar se vedeau. Prin electroliză vom arăta simplu că cele care se văd, nu se întâmplă nimic cu ele. Rămân minerale, nu se întâmplă absolut nimic cu ele. Și cele care nu se văd, se vor depune. Cele care se văd, ceaiul viu, se asimilează la nivel celular și cele care le veți vedea aici, că se separă de apă, nu se asimilează la nivel celular. Și atunci asta este patria hoților când se măsoară pH-ul și cumpere apă conform pH-ului, pentru că crezi că dacă are pH-ul mare, te vei alcaliniza, când dacă tu bei un rezid, te acidifici. Și atunci când bei un ceai, dacă tu îl fierbi, l-ai distrus, îți distrugi viața, e problema ta. Vedeți că deja începe să iasă abur, deja sărurile prezente în apă au început să se vadă. Uitați-vă că ceaiul rămâne ceai și apa se separă, mineralele s-au separat de apă. Deci asta este experimentul pentru domnul care este pe internet și zice că nu vă luați după cine se joacă cu electroliza în apă. Uitați-vă că noi nu ne jucăm cu nimeni. Aici avem apă H2O și vedeți mâlul care este aici prezent și nu se vedea cu ochiul liber. Acum îl vedeți cum el este în apă și în permanență se va separa de apă. Ceaiul prin electroliză nu s-a depus. A rămas ceai. Deci sărurile prezente nu s-a întâmplat absolut nimic cu ele. Ele sunt dizolvate în apă, în ceai sunt dizolvate în apă, sunt săruri foarte fine care se combină cu molecula apei și apa prinde o culoare, un gust și un miros, pe când calcarul, care au scris acolo pe etichetă, bicarbonatul și toate aceste lucruri care au fost puse aici, a făcut într-adevăr apa în afara corpului alcalină, dar în corpul nostru, uitați-vă și noastră, că bem un rezid. Le vedeți acele cristale acum cu ochiul liber, ceea ce nu se vede aici că s-a întâmplat absolut deloc. Deci, absolut deloc. Nu s-au separat, ia uitați, nu s-a separat mineralele de apă. Deci, odată ce pui mineralele organice care au trecut printr-o plantă, chiar dacă scade pH-ul acolo, vă rog citiți în cartea Dr. Robert Morse, cum se constată care este pH-ul unui aliment în funcție când intră în corpul nostru, nu în afara corpului nostru. Și în acest moment aveți explicația de ce oamenii ăștia vor să vândă o apă toxică cu pH-ul atât de mare, care nu ne ajută absolut la nimic, decât să ne încarce corpul cu reziduri care le-au scris pe etichetă, nu mai puteți să-i dați în judecată, pentru că n-am făcut aici o emisiune să ne războim cu nimeni, este o emisiune educativă, este o emisiune care demonstrăm adevărul și adevărul te va elibera. Aceasta era apa pe care tu o plătești, este plată, că trebuie să o plătești cu cardul cash și uitați-vă câte minerale moarte sunt aici. Apa nu este moartă. Mineralele sunt moarte. Puteți citi în cartea Dr. Robert Morse, capitolul 9.2, două pagini. Sunt fără viață. Aici sunt cu viață pentru că noi nu am fiert, am făcut acest ceai în fața dumneavoastră și s-a făcut la macerat. Are un miros extraordinar. Deci nici o firmă de parfumuri nu poate să facă un parfum mai plăcut
decât ce este aici. Este extraordinar. Aceasta a fost emisiunea cu scapă de aciditate. Este foarte, foarte benefic ceea ce am demonstrat în acest moment, pentru că, într-adevăr, dacă tu fierbi ceaiul, îl distrugi, îți distrugi viața, bând ceai, te îmbolnăvești mai rău. Dacă faci ceaiul la macerat, într-adevăr, dacă știi și ce ceaiul să-ți faci, este extraordinar, dar să le faci la macerat și nimeni n-a spus până acum că indiferent ce faci, că faci ceai, că faci mâncare, că faci o terapie, că faci masaj limfatic, trebuie să pui apă H2O, fără nimic dizolvat în ea, ca ea să aibă capacitate să absoarbă din plante toate sărurile. Când ea este deja încărcată, uitați-o aici, ea nu mai are capacitate să absoarbă. Și atunci când tu bei o apă încărcată cu reziduri, ea ce să tragă din corpul tău? Că ea ți-aduce în corpul tău reziduri. Înțelegeți voi? Dacă tu crezi că ești bolnav, este ceea ce crezi. Pentru că ți-au spus că ești bolnav, ca să șteargă informația de la nivel celular. Foarte simplu spun, tu ești bolnav pentru că cineva ți-a făcut analize și ți-a spus că tu toată viața din acest moment trebuie să-ți iei tratament, că ești bolnav și când ai pus întrebarea, dar eu când o să mă vindec? De acum încolo toată viața tratament ca să mai trăiești. Așa că, dragilor, indiferent ce viață ați trăit până acum, o viață cu sânge gros, dacă puneți ceva în apă, nu fierbeți, nu mai faceți supă de legume, faceți o salată. Mâncarea este gata, gătită, cel mai bun bucătar este Dumnezeu, a gătit legumele, le-a dus la maturitate, tu spală-le, vorbește-le frumos, într-o apă curată, fără clor, da? Apoi taie-le frumos, să ai un curcubeu de culori diferite, ca să ai toate sărurile minerale și dacă vrei să mănânci carne roșie, poți mânca sfeclă roșie. Dacă tu vrei să mănânci carne albă, poți mânca țelină. Este carne albă. Cea mai bună plantă, se spune că este porcul. Tu crezi că lucrurile sunt atât de simple, numai că oamenii au vrut să vă complice și v-au reușit să vă complice spunând că sunteți bolnavi. În momentul acela, gândiți-vă puțin voi în acest moment. Cine poate să scrie în acest moment în chat? Cifra 10. Emisiunea din această seară a fost tu ești bolnav? Dacă ești bolnav, există un singur remediu, alcalinitate. Și ați văzut că alții vor să ne alcalinizeze. Și uitați-vă cât rezid ne dă într-un păhărel cu apă. Ia uitați. Clar. Într-un păhărel de apă, cât rezid. Da? Și că așa scapi tu de aciditate. Acidifiindu-te cu apă alcalină, cu bicarbonat care este toxic. Ăsta nu crește în pom. Da? Acum, gândiți-vă dumneavoastră, deja ați început să scrieți cifra 10, suntem 281 de persoane. Există boală. Dacă tu crezi că nu există boală, scrie cifra 10 în chat. Dacă tu spui în acest moment, sunt sănătos, chiar dacă analizele sunt altfel, pentru că totul ce vei face, vei crea un mediu prielnic pentru toate celulele în corpul tău. Vei crea un mediu alcalin, puțin alcalin. Felicitări pentru cei care scrieți cifra 10, suntem 284 de persoane și voi continua să puneți cifra 10. Creștem, dragilor, suntem 284 de persoane, vă promit că vom fi 500. În următoarea lună vom fi 500. De cine depinde?
de ce vei oferi tu oamenilor? Ce vei da tu oamenilor? Încrederea cu care tu inviți oamenii aici. Fii profesionist, nu vorbi oamenilor, nu forța oamenii. Lasă-i să vină să vadă și să asculte ei și să decidă cu inima lor, cu capacitatea lor de gândire. Și această gândire, când coboară din cap în inimă, de aici, când acolo sunt acțiunile. Pentru că ție ți este frică să scrii cifra 10. Scrie că nu te doare mâna. Cifra 10. Sunt sănătos. Cifra 100 a scris cineva. 10 ori 10. Deci domnul ăla ne-a scris pentru 100 de persoane. Felicitări! Deci, dragilor, de ce nu există boală? Pentru că ți-au șters informația de la nivel celular și au spus așa, că apa asta este moartă, apa fără minerale e periculoasă în această seară. Ia uitați-o, e limpede și frumos ceaiul după electroliză. Nu s-a separat de apă, nu s-a separat nimic. Nu mai bagi reziduri în corpul tău. Gândește-te acum cu capacitatea ta să vezi cât de simplu este. Acum îți spun, pentru că tu ai scris 10, ești de nota 10. Asta înseamnă că ești ceea ce crezi. Dacă tu în această seară, fără să spun nimic, ai scris cifra 10 și crezi, ferice de cel care a scris și n-a auzit, ferice de cel care el a crezut deși n-a văzut în această seară, când ți-a șters informația de la nivel celular de vindecare, tu ai devenit din ce în ce mai bolnav. Oamenii s-au uitat la tine ca la un om bolnav. E bolnav. De ce? Că ai durere. Când ai durere, ai aciditate. În aciditate, în inflamație, se dezvoltă microorganismele și ele mănâncă din mâncarea ta sănătoasă și aruncă în corpul tău un rezid foarte toxic și face sângele și mai gros. Și normal ca toate analizele să iasă mai rele. Și normal ca toate celulele să stea în inflamație, în foc. Numai când auzi că este inflamație, numai când auzi că a luat foc cartierul, zici să n-ajungă și la casa mea. Imediat zici. Nu? Ai un stres continuu până ajungi acasă. Ai un stres continuu până auzi că vin pompierii. Apoi te mai liniștești un pic. În această seară, dragilor, vindecarea a fost pusă la nivel celular. Tu în acest moment ți-ai șters ceea ce ei ți-au spus că tu ai o boală. Tu nu ai boală. Ei au boală pe tine. Acum vă spun să vedeți cât de simplu este. Tu când te lovești la mână. Tu când te învinețești că ai căzut. Te vindeci. Dacă nu ai diabet, da. Dacă ai diabet, nu te mai vindeci. Că stai degetul, stai piciorul, că nu se mai închide rana. Faci cangrenă? Da. Hai să spunem în condiții normale. Erai copil. Erai copil și te-ai julit. Arată-mi locul unde te-ai julit. Arată-mi locul unde ai fost vână. Mai știi unde era cu exactitate în corpul tău? Nu pe mai stradă m-am julit, pe stradă, ți-arăt locul unde m-am julit, nu? Pe corp. Nu pe corp. Pe corp s-a nu vindecat? Mai știi unde. Pe corp nu mai știi unde. Înseamnă că vindecarea a fost pusă la nivel celular. Când acolo o părticică mică din țesut a plecat din piele. Ce faci primul lucru? Primul lucru, storci, da? Ca să nu cumva să intre ceva în interior. Apoi, dacă n-ai apă la dispoziție, dacă ai apă, primul lucru asta faci. Dai cu apă, te speli, cu apă curat, dai repede cu apă, nu? Storci repede, instantaneu, imediat după ce ai dat cu apă, storci, ca să nu se ducă și apoi dai cu un dezinfectant. Când dai cu un dezinfectant, nu ustură. Copilul zice, mama, ustură, mama. Și tu zici, hai că pupe mama, hai, sufli acolo, sufli.
Parcă o, când sufli și spui lângă el cu dragoste, asta înseamnă vindecarea. După ce ai pansat, stai liniștit. Când tu ai aflat că ești bolnav, ai mai putut să dormi noapte? Ai mai putut să stai liniștit? Nu. No. Dar tu când te-ai julit, ai dat cu apă. Câtă apă am zis noi că trebuie să bei dacă ai 100 de kilograme? Apă bună, apă H2O, 5% din greutatea corpului. Nu trebuie să știi, trebuie să faci ceea ce știi. Dragul meu, schimbă apa. Să nu cumva să bei apă, că ai auzit aici, și să-ți blochezi rinichii. Să bei apa asta mai mult, să-ți blochezi rinichii. Uite, s-a depus, așa se va depune și în corpul tău. Aici e mâlul, de aici până aici este H2O. Da? H2O. Și aici este rezidu. Asta nu se poate bea. Niciodată asta nu o să poți să bei 5%. Dacă tu bei, îți blochezi rinichii, dragul meu și draga mea. Tu când dai pe corp cu apă, nu te duci în mlaștină să bagi mâna. Asta e o mlaștină și e cu plată, trebuie să o plătești. Și e cu plastic, trebuie să o bei cu plastic. Ca să fii sănătos, cu pH-ul mare, super tare. Adevărul iese la suprafață. Deci, cum pui pe rană apă, așa trebuie să curești și corpul în interior. Așa cum îl curezi pe exterior și dai cantitatea suficientă de apă, așa trebuie să dai și în interiorul corpului, 5%. Nu poți să spui, eu m-am spălat pe corp cu două căni cu apă. M-am spălat pe ochi, pe gât și pe mâini, că eu fac cu mâna la taxi, restul am pus haine. Nu vede nimeni ce e mai departe. No, am haine frumoase, le calc. Nu, no, tu folosești cantitatea suficientă de apă. Felicitări! Așa că, când dai cu un dezinfectant, dragilor, când dai cu dezinfectant, e dureros, arde. Așa și tu când o să începi să bei apă, nu o să te simți bine, că arunci rezidurile astea. Ia uite-le aici. Când bagi apă curată, astea le car afară din corpul tău, nu o să te simți bine 2-3 zile. Se schimbă apa asta stătută din corp, care băltea acolo în corpul tău. Și când bagi apă curată, o dai afară pe asta, se renoiește sângele tău. E, nu poți să te simți bine când faci curat în casă. Nu te simți bine când pui acolo spirit pe rană, că ustură. Dar de ce pui? Pentru că știi că asta te vindecă. Pentru că știi că trebuie să faci deparazitare. Oamenii nu fac deparazitări în corp. Pentru că asta se face decât la câini, la pisici, la ce noi suntem câini, ce noi nu ne spălăm. Dar câtă apă bei? Eu mănânc sănătos. Mâncarea murdărește corpul. Apa spală corpul. A, nu prea înțeleg. Ai să înțelegi când pui în practică. Aici doar am făcut o teorie ca să-ți dai seama că de ani de zile greșești. De ani de zile te-ai dus și ai avut încredere în cineva care ți-a zis, hai că arătați mai bine, v-ați luat tratamentul? Da, arătați mai bine. Și când îți făcea analize, mamă, femeia asta e coaptă. Omul ăsta deja arată ca un, e înalt ca bradul, știți cum se zice? Înalt ca bradul și copt ca mărul a stricat pe interior. Și vă luați tratamentul? Da, doamna doctor, cum să nu? Foarte bine. Dacă nu erau doctorii să vă dea medicamente, voi mureați de mult cu informațiile zero. Păi voi fierbeați ceaiul. Vă dați seama. Bun. Am pus meritul foarte mare al medicilor pentru că vă țin în viață. Vă întrețineți boala, dar dacă n-ar mai fi medicamentele, ce ați face? Foarte simplu, o să aflați în emisiunile noastre, hrana să fie medicament și medicamentul să fie hrană. Dar ca să rămână hrană, nu trebuie să-i mai strice enzimele, nu trebuie să mai fierb nimic din ce îți dă Dumnezeu. Comprende? Super, mă bucur că ați înțeles. Foarte simplu, nu mai pierzi energie, nu mai pierzi timp, nu mai pierzi gaze, curent electric, să fierb mâncare. E gata coaptă de Dumnezeu, cel mai bun bucătar.
Asta e minunat, că îl descoperim pe Dumnezeu în tot ce facem și facem ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Că oamenii vor să ia bani de la alți oameni și zice, ți-am făcut analizele, ești bolnav. Când ți-a zis chestia asta, te impacientezi. Tu când ai pus acolo pe rană, dragul meu, când ai pus pe rană bandaj, ești convins că te vindeci? Da! Te uiți, dai mereu bandajul la 5 minute să te uiți, zgârmi acolo în rană? Nu! Ești convins că te vei vindeca? Când el ți-a dat tratamentul, ți-a dat să te vindeci? Nu, de acum încolo toată viața. Și dacă mă simt rău, veniți să vă schimbăm tratamentul. Da, există și alt tratament când mă simt rău. Da, până la morfină tot avem tratament ca pe dumneavoastră să nu vă doară nimic. Până la morfină? Și atunci când iau morfină nu o să mai... Nu, când iei morfină te va dure groaznic și cu morfină. Da? Și atunci ce să fac ca să nu ajung la morfină? Să mai faci niște analize. Adică zgârmă acolo să mai facem o biopsie. Dar de ce trebuie să fac biopsie când corpul meu se vindecă, doar trebuie să-l curăț? E, nu știi tu cum funcționează asta. Asta este o industrie. Puteți să mergeți la doctor. Nu este greșit. Puteți să faceți analize. Nu este greșit. Dar vindecarea nu este în tratament. Este în curățarea corpului. El se vindecă dacă îi creezi mediu. Dacă tu bagi mâncare, faci sângele fluid? Nu. Dacă tu bagi ceai, faci sângele fluid? Nu. Dacă tu bagi medicamente, faci sânge fluid? Nu. Dacă tu bagi suplimente în corpul tău, faci sângele fluid? Nu. Nu există remediu așa. Ca sângele tău să fie fluid, trebuia să fi băut de când te-ai născut apă. Tu n-ai băut niciodată apă bună decât în burtica mamei. Mama a băut apa asta și ea a purificat cu ficatul ei apa plată, toate rezidurile din apă, ca ție să-ți dea o apă biodisponibilă la nivel celular. Singura apă care ai băut-o biodisponibilă la nivel celular a fost când ai fost în burtica mamei 9 luni de zile. Și tu acum te gândești, o să fac și eu chestia asta, acum am de făcut gardul. Am o rată de plătit la mașină. Vreau să-mi cumpăr o excursie, plec la mare. Cred că e foarte scump să-mi găsesc eu apă din asta bună. Mă costă enorm, cred că trebuie. De-aia a făcut omul ăsta reclamă aici și vorbește el. Că sigur la sfârșit spune că ne costă 4.500 de euro. Dragilor, fără plată am primit. Fără plată vă dau. Nu te costă nimic. Este fără plată. Fără plată. Persoana care te-a invitat îți face legătura cu un îndrumător. Îndrumătorul ți analizează situația ta ca să știm ce să spunem. Și referitor la apă, tu iei o apă cu rezid mai mic ca să fie băubilă și nu te costă nimic pentru că tu nu mai trebuie să mănânci pâine și banii de pâine. Iei un litru de apă în plus, apă bună. Tu bei 2 litri și aveai 60 de kilograme. Banii de pâine, mai iei un litru de apă în plus și bei 3 litri. Și dumneata după o perioadă de 7 zile, până la 14 zile, atenție ce spun, din 7 în 7 zile se vor schimba totul în corpul tău. E greu să-ți dai să crezi, dar ceea ce crezi, ai scris deja că nu ești bolnav, nu te mai întoarce înapoi.
Nu te mai întoarci. Nu mai lua de la gunoi. Când ai aruncat la gunoi, în seara aceasta ai scris 10, înseamnă că ai crezut și n-ai văzut. Dar tu știi că te vindeci. În afara corpului, așa te vei vindeca și în interiorul corpului. Cât te costă? Nu mai cumperi pâine. Nu mai cumperi ce au zis ei, carne, brânză, lapte, ouă. Mergi pe mâna lui Dumnezeu. Mergi pe hrană vie. Ceaiuri vii, plante vii, legume vii, semințe vii, legume, fructe vii. Ce urât tipă Cezar ăla, Doamne, ferește. Ferește, ferește. Că nu știi cine îți intră în Zoom. Vedeți? Voi m-ați primit la voi în casă și vă mulțumesc. Și eu v-am primit la mine în casă. Haideți să ne respectăm unii pe alții. Aceasta a fost emisiunea din această seară. Aceasta a fost emisiunea din această seară. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție.